Deschidem ședința cu intonarea imnului de stat al României. În calitate de președinte de ședință,
fac precizarea că potrivit articolul 117 din aleatul 1, 1857 de 2019, rămânul poate fi depus și, forma, și fără formula religioasă de încheiere. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. Jurământul se semnează în două exemplare de fiecare ales local, dintre care unul va fi predat doamnei secretar general, iar unul se păstrează de consilierul local. Invit pe doamnele respectiv domnului consilier local, al căror mandate au fost validate, să depună ordinea alfabetică jurământului în limba română. Bancea Gheorghe. Consilier Pereira, îl invit să te pună rugăciune. Eu, Bancea Gheorghe, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Zahărău, județul Sălaj, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Zahărău următorul cuvânt. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă cu puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Zahărău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru binele locuitorilor municipiului Zahărău. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Următorul consilier, Bogdan Vol Pritloș, cu DMR. Eu, Bogdan Vol Pritloș, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Zadar. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bojor Claudiu Vasile, PSD. Eu, Bojor Claudiu Vasile, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Zalău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Crișa Mihai, PNL. Eu, Crișa Mihai, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Zadar. Așa să ne ajute Dumnezeu. Fazekaș Nicolae, UDMR. Tot din punctul de vedere niciodată. Eu, Fazekaș Nicolae, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea
Bună, Alin Fiorel, Alianța USR Plus. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Zalău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Șerban Ivan Bogdan, PSD. Domnul Crișan Mihai.
De Cătăria Zalău, prin încheierea numărul 1646-FC, din data de 9-10-2020, hotărăște. Validează alegerea domnului Ciun Teonel, candidat din partea Partidului Social Democrat, în funcția de primar al municipiului Zalău, județul Sălaj. Executorie de drept, domnule primar, felicitări. Vă invit să depuneți jurământul. Thank you.
Domnule prefect, domnule subprefect, domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor consilieri, distinși reprezentanți ai presei, dragi colegi, în urmă cu 4 ani, am început un proiect extrem de important din viața mea, un proiect prin care ne-am propus transformarea municipiului Zadău într-un oraș modern, prosper, într-un oraș adevărat european. Dumnezeu, echipa cu care am lucrat și includ în această echipă și Consiliul Local, care astăzi și-a încheiat atribuțiile și competențele vechiul Consiliul Local, dar mai cu seamă cetățenii din municipiul Zadău mi-au dat forța necesară să găsesc soluții la problemele și nevoile comunității. N-am să vorbesc astăzi despre proiectele pe care am reușit să le fac în cei 4 ani din primul mandat, ci nici despre proiectele viitoare. Despre aceste lucruri am vorbit de-a lungul mandatului și mai ales în pre-campania electorală și campania electorală. Am să spun câteva lucruri astăzi legate de principii. Dar totuși, ceea ce am reușit să fac în cei 4 ani din primul mandat, arată că se poate și la Zadău. Proiectele finalizate, proiectele care sunt în execuție, proiectele pentru care am semnat deja contractele de finanțare și cele care urmează a fi semnate și depuse pentru finanțare, înseamnă muncă, perseverență, profesionalism, pricepere, înseamnă dăruire și înseamnă, în final, creșterea calității vieții în orașul nostru. Înseamnă un post de mai bine, mai crescut. Sigur că toate aceste lucruri de care vorbesc se fac în echipă. Sigur că ceea ce am reușit să fac în primii ani sau în cei 4 ani din primul mandat n-am reușit singur și n-am făcut. Am făcut împreună cu echipa de conducere din cadrul primăriei, împreună cu aparatul propriu, cu colegii din primărie, împreună cu cei care au fost în Consiliul Local până astăzi. E important ca pe acolo pe unde trecem să facem ca lucrurile să se schimbe în bine. Votul pe care l-am primit de puțin timp arată că oamenii au avut și au încredere în mine și le spun astăzi că n-am să dezamăgesc pe cei care m-au votat și am să câștig încrederea și celor care nu m-au votat pentru un nou mandat de primar, muncind la fel pentru toți, aducând fonduri europene pentru modernizarea municipiului Zadău, mai cu seamă că în această
extrem de dificilă, cu o criză sanitară astăzi și cu o iminentă criză economică mâine sau poimâine, oricum într-un viitor foarte apropiat. Administrația nu e o treabă simplă, ba din potrivă. Administrația e o treabă complicată. Și pe lângă pricepere și determinare, ai nevoie să faci față unor provocări care țin de birocrație, care țin unor devii legislative, care țin de proceduri, dar de cele mai multe ori țin de realitatea umană. Și tu, primar sau consilier local, ales local, trebuie să devii fiecare zi o versiune mai bună a ta. Administrația nu se poate face și nu se poate construi pe feriuzuri și pe mențiuni. Administrația trebuie construită pe realități, pe adevăr. Și nu începe din urmă administrația este o muncă de echipă. Și nu orice fel de echipă. Dacă vrei să reușești, e nevoie de o echipă care să nu coboare standardele. Doar pentru a face pe plac celor care nu sunt interesați să ridice standardele lor. Aceștia, din punctul meu de vedere, n-au ce căuta în administrație și ar trebui și vor fi în cele din urmă obligați să greșească, să-și găsească un altul, un altul de mult. Consiliul local, apropo de echipă, că tot organul de echipă, domnilor, consilier local, vă invit pe toți să facem împreună o echipă care să muncească în folosul și pentru cetățenii municipiului Zadar. Consiliul local este, fără îndoială, o structură eminamente politică. Dar vă invit că atunci când veniți la ședințele de Consiliul local, să lăsați carnetele de partid acasă, indiferent din ce formațiune politică faceți parte, și să muncim cu bună credință pentru dezvoltarea municipiului în care trăim. Am jurat astăzi cu mâna pe Biblie și Constituție să facem cu bună credință, așa cum scrie în jurământ, tot ceea ce depinde de noi pentru dezvoltarea municipiului și pentru tot ceea ce înseamnă în final o viață mai bună a cetățenilor din Zadar. Sigur că la ședințele de Consiliu o să fie și părere diferite. E normal acest lucru. Trăim într-o democrație și e absolut necesar să fie păreri diferite. Dar trebuie să domnească pe toți ideea de a face bine pentru acest oraș și pentru oamenii care locuiesc aici. Am convingere că împreună cu dumneavoastră, la finalul mandatului pe care îl începem astăzi, cetățenii din Zalău și nu numai o să spună da, nu m-am înșelat când am votat pentru acești oameni ca să gestioneze problemele comunității și a orașului. Vă felicit pe toți și vă doresc sănătate. E foarte important să sănătate. Oricând, dar mai ales acum, când avem exemple și cunoștințe care ne încălcate de suferă, vă doresc și mai mult și aici ne doresc să avem succes. Așa cum am zis în nou mandat. Și n-ar vrea să trei, înainte să mulțumesc colegilor care au lucrat în primul
da, mă refer la cei care au fost în Consiliul Local până astăzi. Să mulțumesc și parlamentarilor noștri care ori de câte ori am apelat cu o problemă la domnirile lor, au disponibilitatea să pună lucrurile ca să putem rezolva această chestiune. Lucrurile care trebuiau rezolvate. Îi mulțumesc și nu în ultimul rând fostului președinte al Consiliului Județean, prietenul și colegul meu Fidel Marc, pentru disponibilitatea și pentru capacitatea și înțelepciunea cu care ori de câte ori a fost pe voi, ne-am sfătuit împreună și am găsit soluții de cele mai multe ori bune pentru ceea ce trebuia să facem în municipiu și în județ. Nimeni nu este perfect, niciunul dintre noi nu le știe pe toate, dar atunci când suntem de bună credință și ne gândim la ceea ce am jurat astăzi, la începutul mandatului, sau în 2016, că e vorba despre mine atunci, despre Filimar, acele lucruri pe care am zis cu ocazia de numele jurământului, ne-am fost, cum să spun, ca și niște jaloare în toată activitatea de până acum și vor rămâne în continuare așa. Vă felicit, vă doresc sănătate și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și sper și cred, am convingerea, o să se vadă peste 4 ani că acest Consiliu Local constituit astăzi a făcut prea mult. Doamne, îi mulțumim, domnule primar, îi dorim succes de plin în continuare și le zic pe domnul prefect să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Domnul primar, domnul parlamentar, doamnele și domnule consilier, stimați invitați, este bucurie pentru mine să pot participa la această ședință din ceremonia de constituire a Consiliului Local de alături. Vreau să vă felicit pe toți cei care au făcut mandate. Mulți dintre voi sunteți pentru prima dată în Consiliu, îmbrăcați pentru prima dată această haină de ales local. Responsabilitățile pe care le aveți și cu toți sunt imense. Pentru că toți, cu toți cei care reprezintă administrația trebuie să fim dedicat interesul public, dacă am ales această cameră. Nu trebuie să rămână doar pe Bezbogan acest lucru, ci pur și simplu trebuie să lucrăm în această slujbă a lor, a cetățenilor. Dacă doriți, am putea primi de această zecială a administrației, care înseamnă dedicație, care înseamnă un sacrificiu și pentru noi, pentru familiile noastre, pentru interesul cetățenilor. La fiecare, după fiecare lege, se produce un restart, se desfășoară mai energie și așteptările cetățenilor sunt din ce în ce mai mari. Sunt din ce în ce mai mari pentru nivelul de pretenții crește a lor și trebuie să fim foarte sensibili când îi judecăm din acest punct de vedere. Eu cred că un discurs a unității e unul. Cred că o echipă este suficientă persoana care știe să fie unit. Bineînțeles că partidele sunt un pilon important al democrației. Calitatea consiliilor vine și din modul în care partidele reușesc să-și pună cei mai buni oameni să reprezinte în consilii, dar nu doar aici, ci la orice nivel de reprezentare, inclusiv în Parlament. Noi am făcut dialoguri, am reușit să demonstrăm că ne putem comporta ca o echipă. Urmează imediat alegerile parlamentare, sunt câțiva aici în față, câțiva vor mai fi, vor mai fi mandate. Eu cred că la acest nivel, imediat după alegerile locale, trebuie să le dăm una, bineînțeles, pentru interese majore ale județului, pentru interese comune, pentru că avem de apărat ceea ce județ și aici am trebuit să luăm, aveți de apărat acest oraș. Domnul primar, să știți că, indiferent de ce guvernare va fi, cred că veți avea
în voi sau cei care vor fi în mie, nevoie de acest lucru, de o solicitudine, de o înțelegere, de un sprijin pentru a susține proiectele importante de Brăila. Ar fi ucis să spunem că vine cineva, un partid sau altul, să blocheze ceva. Nu cred că vor fi discutat așa ceva. Dincolo de tema administrativă, știm cu toți că avem și o temă foarte importantă, care s-a speculat politic. E normal să facă așa ceva, pentru că sunt diferite ca persoane, există diferite de înțelegeri, dar situația nu e prea bună. Zahărul e de 10 la 1000, aproape de 10 la 1000 sunt reprezentate de astăzi, mai avem două orașe, e posibil să avem în perspectivă o idee, mă rog, planifică națională, propune de caracinare a localităților care au reușit deja de peste 6 la 1000. O să facem analiză și o să vedem, dar cred că tema de tehnologie nu trebuie să facă o chestie cu discuții politice, pentru că nicăieri în lume, mă uităm și la alte țări cu sisteme medicale avansate, finanțate, Franța, Germania, Anglia, Italia și așa mai departe, care se confruntă cu aceste provocări și cred că nu trebuie să aducem în plan de discurs public această temă a epidemiologiei, a situației medicale. Eu vă fericit pe toți încă o dată și vă doresc un succes bazându-mă pe faptul că vom reuși, dincolo de anumite interese, de discute politice, în consilii, sigur că vor fi opinii diferite, atunci când veți adopta proiecte, dar în final vom găsi cadența în așa fel să fie în interesul orașului și a județului. Mulțumesc domnule prefect și în continuare doresc să dau cuvântul altor persoane care vor să facă câteva procesuri. Da, domnul Lavo Dorel s-a manifestat dorința de la în cadrul ședinței noastre. Stimați colegi, domnule prefect, domnule primar, stimați invitați. Mă aflu și astăzi pentru că de acolo din spate se văd foarte bine tema României. Părinții acestei națiuni s-au gândit să pună tema pe seara de mâine, această tema. Omul cu care e crescute are în joc o crucea pe care suntem creștini și asta s-a înfășat de la Dumnezeu de Rământului și coroana de fier care reprezintă independența României. De ce am început cu această temă? Pentru că vulturul reprezintă o pasăre mai pasă și asta trebuie să fie și poporul un popor maestos care se înalță în devenirea lui. Dar acest vulgur are două arme. Stânga și terra. Așa cum și noi ne aflăm astăzi în acest consiliu local politic, de stânga și de terra. Dacă într-adevăr ne dorim, așa cum am jurat astăzi, prosperitatea Zahărului, va trebui să comunicăm și această comunicare nu înseamnă neapărat susținerea oricărui proiect propus de către executiv, înseamnă și critica constructivă. Din experiența mea, din politica zăloană din anul 2000 începând, vă spun că cea mai bună soluție pentru progres este această comunicare. Să facem o critică constructivă la proiectele de hotărâre pe care le vedem și se poate potrivite, și să propunem, și sper să fim sprijiniți atunci când vom propune proiecte de hotărâre care vin cu soluții pentru problemele zonelor. Îmi doresc ca în acest mandat să vedem cum Zahărul o duce mai bine. Chiar dacă, așa cum domnul prefect a subliniat astăzi, trecem într-o perioadă grea și nu se va termina repede. Prin experiența epidemiilor de această învățătură trecută, ori mai trece, oare un an și ceva până când vom ajunge la urmă. Dar dorința
de progres va fi cu atât mai mult. Așadar, vă invit să conlucrăm în mandatul pe care l-am primit din partea cetățenilor în Consiliul Local și să facem în așa fel încât să o ducem mai bine în mai jos de la urmă. Da, îi mulțumim domnului consilier Borelato. Îl invit la pupitul pe domnul deputat Șereș Leneș, iar îi prezenta și dumneavoastră câteva idei și învățăminte din experiența din zi. Domnule președinte, domnule primar, stimați consilieri, stimați prieteni, eu nu știu că o profesie. Inițiatul din acest moment, dar având în vedere importanța acestui moment, patru am făcut un vot ca să spun că eu am ajuns la Rom în 1978, la Samoa, la liceu, într-un orăș de provincie, nu mai ales, dar plăcut, unde la sfârșit de săptămână, doroanele de ceva la populare, în câteva grădini de vară, când se ducea atunci, cauza muzică, era plăcut, cum a progresat să se întâmpla. Hai de șoc, Oficiarea Județului, Zalos, zice județul. Au început construcțiile, au început dezvoltarea economică, această plasă care se cunoștea pe lucrurile, s-a luat. Admiterea de câte rugă. Au un poate părțile, testele, țării, din poate în fabrici. Multă vreme, această atmosferă a existat. Tinele, oamenii mă vârstă, uitează de oameni în țara, dar am dispărut în acest amazan. Ca să constată ora cu oameni, pentru că așteptăm un nou anumită stabilitate. Din nou, am trebuit să ne gândim pentru state, deși orașul a devenit mai numeros și mai mare în meric. Pe orașul devine pochet, exact la trecut. Pe zonoanii să simt bine în față. Și cei patru ani care au trecut, dar și înainte, am constatat că și comunitatea mai mare pe care îl sunt eu, să simte tot mai bine. Să simte mai bine, dar rog, pentru că este rezultatul tot de instituțiile publice, că deciziile nu sunt luate cu pe concepții, că ne respectăm reciproc, ne respectăm cultura, civilizația, limba, putem trăi alături, cum e civilizați, cum e serioși, care țin în capul și a noastră de ziua de rădăcini. Orașul s-a întâmplat. S-a dezvoltat frumos. Autoritatea locală, Consiliul, domnule primar, domnul viceprimar, a depus eforturi serioase. Am asistat la contradicții, evenimente politice, ceea ce este un lucru foarte, foarte important. Dumneavoastră v-ați angajat astăzi să fiți în fostul comunității locale. Să faceți tot ce vă spun în tință pentru a fi de folos, pentru a fi statea, pentru a comunitate. Pentru de altfel să fiți în grădinele oamenilor. Eu sper, nu mai sper, sunt convins, că și în anii care urmează, această atmosferă o să domine Consiliul Local și atâta de unii prin așa viceprimarilor, dar să fim de folos comunității, să ne simțim bine acasă, la aici, în Carău, să fim un fel de oraș familiar și să determinăm și copiii și nepoții noștri să se simtă acasă aici, să se merite să rămână în Carău, să rămână în Carău. Eu cu aceste gânduri, oresc și de sănătate, un succes. În primul rând, dumneavoastră, când de mi-ați mandat să fiu mulțumit de ceea ce ați reușit să faceți. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult, mulțumesc mult pentru contraia de fi din îi mulțumim, domnule deputat, pentru o
cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Dacă mai sunt doritori care vor să ia cuvântul. Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările ședinței de astăzi privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Zahăr. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă mulțumesc mult succes în continuare.